În cursul zilei de azi, la nivelul județului Satu Mare s-a stabilit modul de începere a noului an școlar 2020-2021. Astfel, din cauza infrastructurii și a resurselor insuficiente, ori din cauza ratei de infectare care trece de 1, mai multe grădinițe, școli gimnaziale, licee și școli post-liceale vor începe noul an școlar în scenariul 2, care presupune prezența fizică în clasa, alternativ cu studiul online. Începând cu ziua de luni, am avut ședințe de la ora 10 cu primarii din localitățile județului Satu Mare, iar alături de mine a fost domnul prefect și doamna director al Direcției de Sănătate Publică. În cadrul acestei ședințe am discutat despre nevoia ca autoritățile publice locale să fie alături de directorii unităților de învățământ, să îi sprijine financiar în achiziționarea resurselor materiale, și aici mă refer la măști, dezinfectant, achiziția de tablete acolo unde este cazul, și să le ofere sprijin necondiționat dacă au nevoie de spațiu, să găsească soluții, să identifice spații. Inspectorul școlar general a declarat pentru Informația TV că autoritățile publice locale vor încheia contracte de colaborare cu medicii de familie pentru a asigura prezența unui cadru medical în fiecare unitate școlară. Dacă în orașele din județ nu există această problemă, situația este mai delicată în mediul rural, unde sunt localități care nu beneficiază de prezența zilnică a unui medic, nici măcar în dispensare. Această problemă o putem rezolva prin încheierea de contracte de colaborare. I-am rugat pe domnii primari să încheie astfel de contracte, astfel încât în unitățile școlare să existe un medic sau o asistentă. Preconizați că va fi disponibil acest lucru odată cu începerea școlii sau pe parcurs? Cu siguranță nu se vor rezolva problemele în câteva zile, dar până luni, dar sunt localități unde există medici și asistente. Să nu uităm că în perioada 2-12 iunie elevii noștri s-au întors la școală pentru a-și consolida cunoștințele pentru evaluare națională, pentru pregătirea aceea, pentru examen de final de ciclu de învățământ. Și atunci am avut medic sau asistent în fiecare unitate de învățământ. Și atunci am solicitat sprijinul autorităților publice locale și vreau să le mulțumesc pe această cale că au răspuns pozitiv și am avut aproape două săptămâni, personal medical în fiecare unitate în care s-au desfășurat cursuri. Dacă problema distanțării sociale a fost rezolvată, autoritățile publice și conducerile unităților de învățământ au altă grijă, aceea de a avea un stoc permanent de soluții pentru dezinfectare și igienizare. Deocamdată școlile din județ au stocuri care le vor ajunge până luna viitoare. Până în 31.10, toate unitățile școlare dețin dezinfectant și deci au stoc suficient. Unele chiar pe termen mult mai lung. 65 de unități de învățământ dețin măști până la sfârșitul lunii octombrie, iar 64 de unități până în 15 octombrie. Este un stoc suficient pentru început, dar cu siguranță își vor completa acest stoc în funcție de nevoi. În situația în care județul Satu Mare ar trece, în scenariul 3, din punct de vedere al desfășurării orelor de curs în sistem online, tabletele existente deja nu ar fi suficiente tuturor elevilor. S-au purtat discuții cu administrațiile publice locale care ar urma să cumpere dispozitivele necesare în perioada următoare. Președintele Klaus Iohannis a susținut o nouă conferință de presă la Palatul Cotroceni, în cadrul căreia a vorbit despre începerea noului an școlar și a îndemnat pe părinți să-și trimită copiii la școală. Șeful statului consideră legitimă preocuparea părinților legată de începerea școlii în condiții de pandemie, dar spune că decizia de a începe noul an școlar este una corectă și necesară. În acest moment avem doar câteva localități în care educația se va relua exclusiv online, iar în altele se va desfășura în sistem hibrid, în funcție de situația epidemiologică și de condițiile logistice existente. Autoritățile centrale și locale, dar și conducerile unităților de învățământ, au implementat o serie de proceduri pentru a limita riscul de transmitere a COVID-19 în comunitatea școlară. Dar eficiența lor
depinde în bună parte de colaborarea cadrelor didactice, a părinților și, evident, a elevilor. Nu putem reduce riscul de infectare la zero, dar în același timp este foarte important să conștientizăm că, prin respectarea regulilor de bază, fiecare contribuie la siguranța întregii comunități. Cu privire la faptul că autoritățile nu au reușit să cumpere cele 250.000 de tablete pentru elevi, președintele a declarat că guvernul și autoritățile locale se vor strădui ca elevii să primească tabletele cât mai repede. Șeful statului s-a declarat nemulțumit și în ceea ce privește lipsa manualelor de limba română pentru elevii de clasa 8-a. Accesul la internet nu se rezolvă de guvern, accesul la internet se rezolvă de operatorii privați și da, se lucrează și la această chestiune. Este o problemă care mi s-a dus la cunoștință și evident că sunt nemulțumit. Însă nemulțumirea mea nu se îndreaptă doar punctual asupra cuiva care nu a reușit să contracteze manualul, ci întregul sistem pare că nu funcționează. Uitați-vă la tot felul de achiziții care nu au putut fi făcute, fiindcă metodele birocratice sunt atât de complicate, încât până și guvernul, iată, se găsește în imposibilitatea de a achiziționa tablete. Totuși, nu e vorba de o rachetă cu care se zboară pe Marte, este vorba de niște tablete cu care să învețe copiii care nu pot merge fizic la școală. Și cred că întregul sistem de achiziții trebuie reevaluat și trebuie găsite metodele prin care aceste achiziții fie corecte. Rezultatul din partea mea să fie contestabil, dar totul să se petreacă într-un termen rezonabil de scurt. În aceeași conferință de presă, Klaus Iohannis a vorbit și despre alegerile locale din 27 septembrie, despre care a spus că nu mai pot fi amânate. El a făcut un îndemn la decență politică. Campania electorală a început deja și, chiar dacă este una atipică, partidele și candidații își pot prezenta public proiectele lor. Din păcate, nici din această campanie electorală nu lipsesc inițiativele complet demagogice, cu măriri de venituri inaplicabile pentru diverse categorii sociale. E o întrecere zilele acestea în Parlament în votarea unor astfel de proiecte, campionul populismului fără acoperire fiind, ca de obicei, Partidul Social-Democrat. Fac de aceea un apel la decență politică. Crearea de false așteptări, imposibil de susținut economic, sau contestarea unor măsuri sanitare care își dovedesc eficiența, sunt practici electorale toxice care fac rău oamenilor. Întrebat fiind de legea măririi pensiilor și a alocațiilor, Klaus Iohannis a spus că aceste legi nu pot fi aplicate pentru că banii necesari nu există. Șeful statului este de părere că majoritatea parlamentară care ignoră realitatea financiară a României nu ține cont de decizia Curții Constituționale, care prevede că nicio majoritate parlamentară nu poate decide în detrimentul finanțelor publice ale țării. La nivelul județului Satu Mare, în data de 10 septembrie 2020, se află în carantină la domiciliu 363 de persoane. Până în prezent, în Satu Mare s-au înregistrat 142 de vindecări și 19 decese cauzate de coronavirus. O persoană a decedat fiind o femeie în vârstă de 53 de ani, care prezenta multiple comorbidități și a fost internată la secția ATI a Spitalului Municipal Carei. Au fost testate 14.827 de persoane și au fost efectuate 22.658 de teste. În Maramureș s-au înregistrat 894 de vindecări și 79 de decese cauzate de coronavirus, în carantină aflându-se 757 de persoane și în izolare 8 persoane. Până astăzi, 10 septembrie, pe teritoriul României au fost confirmate 99.684 de cazuri persoane infectate cu noul coronavirus. 41.010 pacienți au fost declarați vindecați și 12.568 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.
În urma testelor efectuate la nivel național față de ultima raportare, au fost înregistrate 1380 de noi cazuri de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, distinct de cazurile nou confirmate în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 760 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.015.772 de teste. Dintre acestea, 25.185 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 14.940 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.245 la cerere. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.133. 459 de pacienți sunt internați la ATI. În intervalul 9 septembrie-10 septembrie 2020 au fost înregistrate 47 de decese. Până astăzi, 4.065 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În contextul creșterii susținute a numărului de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, grupul de comunicare strategică atrage atenția asupra necesității respectării cu strictețe a măsurilor de protecție sanitară, purtarea măștii, păstrarea distanței, evitarea contactului direct cu alte persoane, igienizarea frecventă a mâinilor. Rata de conformare față de măsurile de protecție sanitară reprezintă elementul central în gestionarea eficientă a crizei sanitare și în limitarea răspândirii virusului. Localnicii din Rona de Sus au ieșit în stradă. Aceștia sunt nemulțumiți din cauza unui pod. Lucrările au început în urmă cu 4 ani, însă nici în momentul de față nu au fost finalizate. Așa se face că acum, oamenii, mare parte de etnie ucrainiană, susțin că nu mai pot ajunge la terenurile lor pentru a-și lucra pământul și nici cu animalele la păscut. Ce s-a întâmplat? Nu s-a respectat planul de încadrare în zonă? Planul de trasare sau ce s-a întâmplat, că drumul merge încolo și podul este trasat încolo. Vedeți? Deci încolo îs grădini, uitați, se întoarceți camera să vedeți casele și direcția drumului merge aici și podul este amplasat încolo. De ce este făcut intenționat în bajocură pentru comuna asta noastră și de 4 ani de zile stă așa blocat. Ați fost în audiență la primar să-i... Spuneți problemele cu care vă confruntați? Eu sunt din sat și umblu tot timpul pe drumul ăsta și vorbesc și cu vecini și cu alți oameni și au făcut adrese, au făcut reclamații, deja nu mai știe nimeni. Și mai mult de atât, am lucrat și eu în satul ăsta la poduri. Și un pod durează maxim, să zicem, cu toate, să respectăm la inspectoratul de stat în construcție toate normele, maxim 6 luni de zile. Ăsta e de 4 ani și nu este o tablă, cine este constructorul, care este proiectul, de unde este finanțare, nimeni nu știe nimic. Ne-au întrerupt drumul, ne-au turnat niște betoane și spălați-o pe cap. Există pericolul de accidente aici în zonă? Păi, au căzut vaci, au căzut oameni. Deci este pericol de moarte, nu de accidente. Este un pericol de moarte. Consilierii locali susțin că s-au cheltuit sume impresionante doar pe studii de fezabilitate. Mare parte a proiectelor discutate în cadrul ședinților de Consiliu Local în perioada 2006-2020 au rămas doar pe hârtie. S-a decis să se construi nou pod datorită că acest pod era șubre și nu s-a mai putut circula. E fosta cale ferată forestieră pe unde e un drum secundar al comunei. După ce s-a luat decizia la Consiliul Local, au venit ceva firmă, din câte am auzit, primarul nu ne-a prezentat niciodată cine e executantul, care e firma și cum a ajuns să iei lucrarea. Dintr-o dată am auzit că nemulțumirea din partea cetățenilor în această zonă, ce pot se face aici, pentru că podul ăsta nu va fi bun. Vecinul Herbie Ioan s-a dus și a făcut și scris la Consiliu și la primărie să veniți să vedeți ce pod se construiește. După care primarul a prezentat în ședință, a fost întrebat în ședință și a prezentat că este o firmă care a lucrat și e bine podul. La un moment dat, consilierii au luat o decizie, haide să mergem la fața locului să vedem. Am venit 13 consilieri, vecini de aici din zonă, inclusiv oamenii care erau atunci la ședință și în centru. Au venit aici și toată lumea zicea, domnule, ăsta nu-i bun podul, deci așa se vede, uitați, e în grădină la om acolo. Nu-i bun podul, nu se face bine. Era singurul primarul care zicea că e bine, alții nu știau cum trebuie făcut. Deci pe toți au desconsiderat că nu se pricep la lucrări.
Localnicii sunt decis să meargă în audiență la prefectul de Maramureș. Asta cu atât mai mult cu cât, până în momentul de față, au făcut nenumărate adrese la primărie pentru a primi un răspuns vis-a-vis de finalizarea lucrărilor. Însă, după cum susțin chiar ei, până acum nu au primit niciun răspuns. Zona a rămas de izbeliște, nefiind semnalizată corespunzător. Oamenii speră că, odată cu alegerile din 27 septembrie, cel care va ieși primar în comuna lor să ia măsuri în privința acestui pod, care în momentul de față s-a transformat într-un real pericol, în special pentru copii și pentru animalele care ajung aici. În anii trecuți, forfota era mare în tot orașul, în prima parte a lunii septembrie. Părinții alergau de colo-colo pentru a cumpăra rechizite. Ei bine, goana după rechizite pare să fie de domeniul trecutului, pentru că anul școlar 2020-2021 se anunță a fi unul diferit, dată fiind pandemia prin care trecem. Părinții pur și simplu nu știu ce să facă, nu știu ce să cumpere, dacă să investească în pixuri și caiete sau să se orienteze spre tablete ori laptopuri. După când s-a aflat că deja începe școala și nu va fi online și au început, da, exact. Cam despre prețuri să-mi spuneți două, trei vorbe. S-au scumpit față de anul trecut? Nu s-au scumpit deloc, nu s-au scumpit. Au rămas aceleași la toate, chiar la toate. E foarte bine. Da. Aveți zilnic clienți, să zic. Da. Vin oamenii și cumpără, că doar... Le trebuie. Le trebuie. Ghiozdane, văd că trec și ele, că deja aveți spațiu gol. Da, sigur că da, că noi avem numai de la Daco și de la Herlis. Și ghiozdane bune și la prețuri accesibile. Nu sunt așa de exagerat de scumpă. Rechizite se găsesc acum peste tot, în magazinele de cartier, cele alimentare, în supermarketuri și, desigur, chiar unde le e locul, în librării. Dar sunt rechizite și pe internet, de unde se poate foarte simplu comanda și ți le aduce curierul acasă, astfel că eviți deplasările, dacă știi ce trebuie să cumperi. Fiind an terminal, va fi un an destul de dificil, având în vedere că voi susține valoarea națională. Acest an sper să fie unul... destul de bun, având în vedere pandemia în care ne aflăm. Așadar, astăzi am venit să-mi cumpăr rechizite pentru începerea anului școlar. Ai știut ce anume să-ți cumperi sau mergi așa pe intuiție? Cu listă. Cu listă. Îmi scriu tot ce trebuie. Unde ești tu la școală? În Valea Vinului. Ai venit la Satul Mare să faci toate cumpărăturile. Da, exact. Da. Unde îți dorești să mergi mai departe? La Colegiul Național Ioan Slavici, din Satul Mare, deoarece am pasiuni pentru limba și literatura română și doresc să merg mai departe pe ceea ce îmi place. Dacă veți continua la un moment dat online, crezi că va fi dificil? Stai bine cu semnalul acolo în Valea Vinului? Păi depinde de circumstanțe, adică este când avem semnal bun și când nu este. Deci sper să fie totuși școala cu prezența directă fizică a elevului la școală. Toată această incertitudine i-a determinat pe unii părinți să își asigure dispozitivele electronice necesare școlii online și asta se vede. Retailerii din domeniul IT au declarat că vânzările de laptopuri și tablete au crescut în această perioadă, față de perioada similară a anului trecut, cu 30%. Maramureșenii și nu numai ei sunt invitați vineri 4 septembrie la un concert inedit. Evenimentul, intitulat sugestiv, clasicul între muzică și tradiție, va fi organizat în aer liber, la Muzeul Satului din Baia Mare. Avem deja în derulare, aproape că în fiecare săptămână am avut câte un eveniment, nu ne putem lăsa mai prejos dacă vremea este bună. Vineri de la ora 19, aici în Muzeul Satului, va fi un concert în parteneriat cu Fundația Euroart, un concert denumit Clasicul între muzică și tradiție, care va încerca să îmbine cele două genuri muzicale. Vor fi prezenți atât artiști din genul tradițional, să spun așa, Marinel Petreuș, Gheorghe Pârja, dar și interpreți la vioară sau la violoncel de muzică clasică. Nu vă spun mai multe, las publicul să vină. Înscrierile s-au făcut online, dar cred că încă se mai pot face înscrieri. Noi suntem parteneri și la acest eveniment. Având în vedere că instituția are posibilitatea să organizeze evenimente culturale, îndeplinind condițiile de distanțare și de stoparea răspândirii temutului COVID-19, aici va avea loc un spectacol inedit susținut de către membrii Academiei Gheorghe Dima din Cluj. Săptămâna viitoare, un alt eveniment, o altă colaborare, tot pe linia clasică, au venit înspre noi Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, care au un proiect prin AFCN derulat în țară. Este un fel de itinerar a unui spectacol de operă
și doresc să-l joace și la noi. Le-am pus la dispoziție Teatru de Vară și acest eveniment va fi în data de 16 septembrie în Teatru de Vară. Vom ieși și vom crea eveniment pentru ca publicul să știe. În sfârșitul de săptămână, 11-13, suntem iarăși gazdele unui festival de notorietate națională, Festivalul Național Lira, de interpretare pentru copii, aflat la 8-a ediție, la care noi de asemenea vom fi parteneri. Și dacă vremea va permite, programăm ca pentru săptămâna viitoare, în ultima săptămână de vacanță, pentru ca copiii noștri să meargă cu amintiri frumoase din ultima parte de vacanță, să le oferim și în acest an acel atelier, să spun așa în ghilimele, de făcut silvoiță aici, în satul din oraș, pentru că aș vrea ca și copiii să simtă aroma copilăriei noastre de odinioare din satul tradițional, să vadă cum se făcea silvoița sau lictarul, cum se spune în unele zone ale Maramureșului, la căldarea de aramă, la foc domol de lemn bătrân și să simtă și să trăiască această experiență. Vom încerca să facem și acest lucru. Conducerea muzeului promite că va continua programul evenimentelor. Având în vedere că acțiunile se desfășoară în aer liber, programul poate suferi unele modificări. Însă cei interesați pot accesa pagina de Facebook sau de internet a instituției pentru a afla programul și a participa la acțiunile dorite. Praznicul împărătesc al nașterii Maicii Domnului a mânat pașii credincioșilor spre bisericile și mănăstirile din județul Satu Mare. Anul nou bisericesc, care începe la 1 septembrie, stă sub ocrotirea Maicii Domnului, astfel că la prima sărbătoare este închinată Născătoarei de Dumnezeu și se încheie printr-o altă sărbătoare, cea a adormirii Maicii Domnului, la 15 august. Ziua de ieri a fost cu totul deosebită pentru 30 de lăcașe de rugăciune din cuprinsul județului, ele sărbătorindu-și hramul. Printre ele se numără și Biserica Ortodoxă din cartierul Soarelui. Sfânta liturghie a fost oficiată de un sobor de preoți în frunte cu părintele protopop Ioan Socolan și preoții parohiei, preotul Coriolan Nastai, preotul Petru Sabo și preotul Fane Florian. S-a remarcat o prezență numeroasă a credincioșilor, dar cu toți au respectat normele sanitare în vigoare. Dragostea și aleasa cinstire pe care sătmărenii o au către Maica Domnului i-a determinat să se adune în rugăciune în sfintele biserici, să cânte troparul închinat praznicului, dar și cântări și pricesne dedicate Fecioarei Maria. Suntem într-o sărbătoare deosebită, într-o bucurie a sufletului. Sărbătorim nașterea Maicii Domnului. Potrivit unei tradiții bisericești, care se respecta în Vechiul Testament, anul calendaristic și bisericesc la poporul evreu începea cu data de 1 septembrie. Noi astăzi ne găsim în 8 septembrie. Zi în care sărbătorim, după cum am spus, nașterea Preacuratei Fecioare Maria. Aduceți-vă aminte ce sărbătoare am avut noi în luna precedentă. Tot o sărbătoare închinată Maicii Domnului. Adormirea Maicii Domnului. Vedeți dumneavoastră că anul bisericesc
începe cu o sărbătoare de Amaicii Domnului și se termină cu o sărbătoare de Amaicii Domnului, cu adormirea ei și mutarea ei la cer. La Biserica Nașterea Maicii Domnului din Cartierul Soarelui, predica a fost rostită de părintele protopop Ioan Socolan. În cuvântul de învățătură s-a vorbit despre bucuria sărbătorii nașterii Maicii Domnului, fiind prima sărbătoare a noului an bisericesc, despre nașterea Fecioarei Maria, aducerea ei la templu de către drepții părinți Ioachim și Ana, logodirea ei cu dreptul Iosif. De asemenea, s-a subliniat rolul pe care Maica Domnului îl are în viața creștinilor, cea de apărătoare și ocrotitoare. Această sărbătoare a Maicii Domnului, cronologic, este primul luceafă care se rocește pe volta anului bisericesc. După cum este și în istoria sfântă a mântuirii neamului omenesc, primul eveniment pe care îl sărbătorim. Ziua de astăzi este începătura bucuriei a toată lumea, a tuturor celor pământești și a celor cerești. La final, preotul paroh Coriolan Nastai a adresat un cuvânt de mulțumire atât protopopului Ioan Socolan, care a slujit timp de 5 ani în biserica din Cartierul Soarelui, preoților prezenți, consilierilor parohiali și credincioșilor pentru aportul pe care l-au avut în organizarea acestui binecuvântat eveniment. Banca Națională a României a cotat 1 euro la 4,85 de bani, cu 0,03% mai puțin față de ultima cotație. Dolarul american a fost cotat la 4,10 bani, cu 0,56% mai puțin față de cotația de miercuri. Moneda maghiară a fost cotată la 1,35 de bani pentru 100 de forinți. În timpul nopții, cerul va fi senin, cu unele norări la munte și nord-estul extrem al țării, unde izolat va ploua slab. Vântul va sufla de la slab la moderat, cu ușoare intensificări pe spații mici în regiunile estice. Temperaturile minime se vor încadra între 4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 19 grade pe litoral. Izolat se va semna la ceață. În timpul zilei, vremea va fi predominant frumoasă și caldă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, cu unele înorări în zona de munte, unde izolat va ploua slab. Vântul va sufla de la slab la moderat, local cu ușoare intensificări în regiunile sud-estice și sudice. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 32 de grade. Dimineața izolat vor fi condiții de ceață. În județul Satu Mare, vremea va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil la senin. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 12 grade, iar cele maxime între 27 și 29 de grade. În județul Maramureș, vremea va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil la senin. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 și 12 grade, iar cele maxime între 26 și 29 de grade. Dimineața, în zonele joase, izolat vor fi condiții de ceață. În județul Sălaj, vremea va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil la senin. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 și 13 grade, iar cele maxime între 26 și 28 de grade. Dimineața, în zonele joase, izolat vor fi condiții de ceață. În județul Cluj, vremea va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil la senin. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 și 12 grade, iar cele maxime între 26 și 28 de grade. Dimineața, în zonele joase, izolat vor fi condiții de ceață.